Tragedie în India. 13 pacienți au murit în această dimineață după explozie urmată de incendiu într-o secție de terapie intensivă COVID-19. Tragedia vine la doar două zile după ce 22 de pacienți COVID-19 au murit la un alt spital după, după ce alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor a fost întreruptă în urma unei defecțiuni. Potrivit oficialilor, incendiul a izbucnit la secția ATI de la etajul al doilea al spitalului din Virar la ora locală 3 dimineața. Pompierii au reușit să stingă focul după mai bine de două ore. În total, 18 pacienți se aflau în secție în momentul izbucnirii incendiului. Cinci dintre aceștia au fost salvați și transferați la alte spitale din zonă. La scurt timp după aflarea veștii, rudele victimelor s-au adunat în fața spitalului pentru a cere ca cei responsabili pentru această tragedie să fie trași la răspundere. De asemenea, premierul indian Narendra Modi a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat că le va oferi suport material din Fondul Național de Ajutor al primului ministru. Totodată, cu doar două zile în urmă, 22 de pacienți cu COVID-19 au murit la un alt spital, după ce alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor a fost întreruptă în urma unei defecțiuni. Acesta este al doilea incendiu într-un spital COVID-19 din regiunea indiană Maharashtra în mai puțin de o lună. Luna trecută, 11 pacienți COVID-19 au murit după ce a izbucnit un incendiu la spitalul Sunrise, situat într-un mall din Mumbai. Incendiul a fost văzut mai întâi la primul etaj al mallului, unde erau amplasate magazine cu decorațiuni interioare și imitații de bijuterii, și ulterior s-a extins și la celelalte etaje.